Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc la Onești. Sute de credincioși au fost prezenți la înmormântarea preotului Constantin Alupei, fostul protopop de Onești. Sântilia de la Poiana Sărată. Caravana filmului românesc debutează în acest an, duminică 30 iulie, cu un recital susținut de îndrăgitul actor Dorel Vișan, urmat de filmul Senatorul Melcilor. Deschidem în forță evenimentul în Parcul Municipal lângă Roadă, duminică 30 iulie, fix la ora 20:30, cu forța spiritului marelui actor Dorel Vișan, prin recitalul înțeleptului mânuitor de cuvinte poetice și de povestiri. Urmează filmul în care actorul clujean construiește un memorabil rol principal în Senatorul Melcilor, a declarat Ionu Stenie, directorul Direcției de Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Onești. Luni 31 iulie, de la ora 21, intrăm în universul fantastic al marelui cineast Ion Popescu Gopoc, de la nașterea căruia se împlinesc 100 de ani. El l-a distribuit pe tânărul și cuceritorul Florin Piersic, în rolul principal al fiului de împărat din De-aș fi Harapal. În această adaptare quasi-parodică a poveștii lui Ion Creangă, flăcăul cel mic de la care nu existau mari așteptări, reușește să-l învingă pe spânul cel mare și rău și să recucerească împărăția. A doua zi, marți, 1 august, de la ora 21, descoperim o altă față a regizorului și animatorului Ion Popescu Gopo în filmul său Maria Mirabela din 1981. El îngemânează maestria desenului animat cu efectele speciale și cu interpretarea celor două copile, Gilda Manolescu Maria și Medea Marinescu Mirabela. Personajele animate ale acestei povești prin viață prin vocile unor mari actori români. Este vorba de Anda Călugăreanu, Wacky, Alexandrina Halic, Omide, Mihai Constantinescu, Scăpărici, Demrădulescu, Regele Omizilor. Cine își închipuia că problema dreptului intelectual și afacerea cu doctorate plagiate e ceva nou, se înșală. Din 1982, campionul necontestat al comediei cinematografice românești, Joe Osaizescu, realiza filmul Șantaj. Joi 3 august, de la ora 9, intră în scenă Sergiu Nicolescu, așa cum îl știm în plină acțiune, fără ezitare, mereu la țintă. În ringul, el și versiunea lui tânără Constantin Brânzea își pun și mănușile de box. În povestea scrisă de Ioan Grigorescu despre răzbunarea unui român pe un fost ofițer nazist care l-a folosit drept sac de box pe când românul era deținut într-un lagăr de concentrare din al doilea război mondial. Vineri 4 august, de la ora 20, sub genericul Seară Cenacul Flacăra 50, Andrei Păunescu semnează introducerea muzicală la filmul despre tatăl său și opera sa de cultural. Caravana filmului românesc 2023 la Onești se încheie sâmbătă 5 august de la ora 21 cu proiecția filmului Nunți, botezuri, înmormântări, o comedie semnată de regizorul Alexandru Lustic, scrisă de tatăl său, dramaturgul și scenaristul Adrian Lustic. Cu această peliculă, regizorul și-a făcut debutul în film în 2022. Evenimentul va fi organizat în Parcul Municipal Onești, în fața sălii polivalente Nadia Comăneci. A trecut la cele veșnice preotul Constantin Alupei, fostul protopop de Onești. Sute de credincioși, alături de un numeros sobor de preoți, în frunte cu un alt preasfințitul Ioachim Băcăuanul, au fost prezenți la slujba de înmormântare a preotului Constantin Alupei, fostul protopop de Onești. Au fost atât colegii de școală, numeroși colaboratori și prieteni pe care Constantin Alupei i-a avut alături în timpul vieții, dar și mulți credincioși. A fost un lucru
niște copii foarte disciplinați și foarte încălpinitori ai porunților și legilor de creștine în lumea aceasta, în țara, în timpul. De aceea, de fiecare, ne-am adunat la fiecare eveniment mai important. Ne-am adunat să ne revedem întâi la 10 ani, după aceea, de 5 ani, după aceea, ultimii câțiva ani, din an în an. Așa ne-am nu mai puteam noi să trăim fără ceilalți. Și ne încurajau. Așa că cei 40 de mucenii se încurajau în lacul Înghețată la Sebastei și spuneau, repetau cuvintele războiului, erau o moștenie, profesie, și spuneau, să luptăm cerul, să ne întărim, dulce este rară, acu este frigul, bune este Împărăția Dumnezeu. Să știți că așa ne adunam și noi. Și așa vorbea. Iar Părintele Căsică, fratele nostru Căsică, era unul dintre cei mai entuziasti. Am zis întâi, ca făcând parte dintr-o promoție foarte disciplinată, am să dau citire șefului clasei. Am ținut foarte mult la lucrul acesta. Astăzi lumea este mai direct, așa, vorbesc că s-au desfințat multe rânduieli. Noi am știut precis cine este fiecare dintre noi. Și n-am greșit. Și am respectat lucrul acesta și ne-am curat permanent. De aceea, iată cuvântul șefului clasei noastre din 1936, Polițiștii serviciului rutier Bacău și cei din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității au continuat și în această săptămână activitățile de informare și conștientizare a cetățenilor, în special a conducătorilor auto, cu privire la riscurile asociate consumului de droguri și a conducerii sub influența alcoolului. În cadrul activităților desfășurate pe E85 în municipiile Bacău, Onești, orașul Dărmănești și stațiunea Târgu Ocna, polițiștii au informat pe conducătorii auto despre modificările legislative în materie penală, explicându-le că dacă un conducător auto aflat sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, acesta va fi condamnat la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea de a fi condamnat cu suspendarea executării pedepsei. Astfel de activități informative au fost inițiate începând cu 13 iulie, data la care a intrat în vigoare legea numărul 213/2023 pentru completarea articolului 91 din legea numărul 286/2009 privind codul penal și vor continua pe toată perioada verii. Polițiștii de prevenire rutieră și ordine public, în colaborare cu reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, vor informa și vor oferi recomandări utile cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de alcool și de substanțe interzise la volan, consecințe penale, dar și despre urmările acestora, precum și deteriorarea relațiilor cu familia, cu prietenii, dependența, depresia, violența, implicarea în accidente rutiere. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii promovează și spotul video al campaniei de informare a cetățenilor referitoare la noile modificări ale codului penal. În atenția conducătorilor auto, închisoarea cu executarea pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis. Pe 13 iulie a intrat în vigoare legea numărul 213/2003 pentru completarea articolului 91 din legea numărul 286/2009 privind codul penal. Potrivit noii reglementări, nu se mai dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident cu decirculație care a avut ca rezultat uciderea uneia sau mai multor persoane, iar persoana care a provocat accidentul se află într-una din următoarele situații: nu deține permis de conducere, deține un permis de conducere necorespunzător categoriei din care făcea parte vehiculul
alcoolul, ori permisul i-a fost retras sau anulat, ori exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată și nu avea dreptul de a conduce autovehicule. A condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, având o imbibație alcoolică de peste 0,8 grame per litru alcool pur în sânge. A condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Weekendul trecut a fost mare sărbătoare în satul Poiana Sărată din comuna Oituz. De la cel mai mic până la cel mare au sărbătorit Sântilia, dar și împlinirea a 200 de ani de la înființarea satului. La invitația echipei organizatorilor, colonel Marian Petrescu și a preotului Sine Lăzărel au răspuns un număr mare de oficialități locale, județene, dar și de la nivel central. Este vorba de Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Claudiu Năstase, secretar de stat, subprefectul Narcis Jitalu, dar și consilierii județeni și locali, Cezar Olteanu și Elena Pașcu, Apă Văloaie. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Stimați participanți, anul acesta are o importanță istorică deosebită, deoarece se împlinesc 200 de ani de la atestare documentară a satului Poiana Sărată. O mică lecție de istorie este foarte importantă ca locuitorii satului nostru să-și cunoască propriile rădăcini. În anul 1821, în timpul împăratului Francis I al Imperiului Austro-Ungar, sub a cărei stăpânire se afla Transilvania, cancelarul Metternich îi cere colonelului Pulcher de la Serviciul Geografic să întocmească o hartă în această parte a Transilvaniei. Interese de ordin economic, politic și strategic au determinat administrația austro-ungară să ia hotărârea de a înființa în acest loc un sat grăniceresc. S-a hotărât ca satul să fie colonizat cu populația din Transilvania. Românii din zona de presiune Târgu Secuiesc, din zona Brașovului și Sibiului au răspuns oferte de colonizare. Pentru împroprietărirea celor care urmau să ocupe locurile de coloniști, la propunerea colonelului Pulcher, Ministerul de Resort a hotărât ca terenurile din această zonă, care au aparținut comunelor Brescu și Lemnia, să fie expropriate pentru a fi acordate familiilor colonizate în această zonă. Nu. La 1 noiembrie 1823, 24 de familii de români au înființat satul de graniță la limita graniței dintre Austro-Ungaria și Moldova, care compensă cele 24 de familii au fost împroprietărite cu câte 19 hectare de teren. Ulterior au mai venit 50 de familii care au primit câte 9 hectare de teren. Nu după mult timp au mai venit 26 de familii care au primit câte 4,5 hectare de teren. La început, satul s-a numit Poienile Sărate datorită faptului că zona era împădurită și erau izvoare cu apă sărată. În urma defrișărilor, satul devine Poiana Sărată. Între anii 1834-1835 se construiește pe locul actualei biserici o biserică din piatră, cărămidă și lemn, acoperișul fiind acoperit cu șindrilă. Satul începe să devină mai mare, mai ales după anul 1850, când se construiește șoseaua între Transilvania și Moldova, an în care și punctul de vamă de la Oituzul Ardereanesc se mută la Poiana Sărată. Păstoritul devine una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor satului. Către toamnă, poenarii încep să folosească transhumanța, adică deplasarea cu turmele de oi către lungile Dunării, Dobrogea, iar mai târziu chiar în Crimeea. De Sfântul Ilie, poenarii se întorceau acasă la familii, ocazie cu care se organiza nedeea mocănească, petrecere câmpenească populară de origine pastorală, făcută în aceea zi în care se serba hramul Bisericii Sfântul Ilie, fapt pentru care sărbătoarea câmpenească a luat numele Sintilia. Populația satului a crescut continuu, ajungând în anul 1910 la 1731 de locuitori. Evenimentele politice, primul război mondial, expulzarea populației din sat în anul 1940 în urma dictatului de la Viena și cel de-al doilea război mondial au dus la scăderea populației. Mulți poenari s-au stabilit în alte localități din țară. După încheierea celui de-al doilea război mondial,
puterile aliate, prin tratatul de pace de la Paris din anul 1947, au hotărât anularea dictatului de la Viena. Locuitorii satului se întorc acasă. Chiar dacă populația a scăzut, în timpul verii, datorită vacanțelor școlare și concediilor de odihnă, satul capătă viață. Păstrăm și ducem mai departe tradiția noastră strămoșească. Pentru păstrarea tradițiilor, trebuie să-i fim recunoscutori părintelui Lăzărel Șinel, care de an bun ca slujitor al parohiei noastre se străduiește și reușește să organizeze Sfintilia. Este sprijinit în această acțiune de Marian Petrescu și Ciprian Hugeanu, cei care pe internet îi țin la curent pe toți poenarii din țară și din străinătate cu evenimentele satului. Trebuie să aducem mulțumiri și primăriei Oituz pentru sprijinul acordat organizării acestei sărbători și formațiilor artistice care vor fi prezente. Nu pot încheia fără a mulțumi doamnei Mariană Petrescu, care îmbrăcându-i pe poenari în costumele tradiționale satului și învățându-i dansurile noastre populare, ne încântă cu prezența lor pe scenă. Închei rugându-vă ca după terminarea spectacolului de pe scenă, cu toții să ne prindem mână de mână și să jucăm hora specifică satului, hora Sfintiliei, și cu toții să strigăm în cor: asta e hora horelor, hora poenarilor! La Biserica Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Bacău a avut loc a patra ediție a Școlii de Vară de Artă Naivă, organizată în parteneriat cu Cercul de Artă Plastică Terapie prin Artă de la Școala Populară de Arte Bacău. Școala a reușit să strângă peste 80 de copii din comunitatea băcăoană. Din prima zi, copiilor le-au fost explicate primele reguli de aplicat atunci când faci un desen sau chiar o pictură. La deschiderea cursului au venit să stea de vorbă cu elevii despre artă, pictură și pasiunea lor Carmen Voisei, directoarea Școlii Populară de Artă, profesor Aurel Stanciu și Augustin Cojocaru, părintele paroh Liviu Petrei, părintele Laurențiu și poeta Victoria Leonov, dar și voluntarii care au ajutat la organizarea cursului. Am rămas profund impresionată de lucrările voastre. Să știți că școala de vară nu s-a terminat. La noi, la Școala Populară, școala continuă până pe 28 iulie. Vă așteptăm în continuare, dacă doriți, pentru dansuri populare, pentru cusuțe sud, pentru ceramică, pictură în continuare, deci dacă doriți, vă așteptăm cu drag. Școala este gratuită și bineînțeles că și noi oferim acolo alte diplome și îndrumări pentru voi, cei care într-adevăr aveți talent. Bucuria de a avea în mijlocul nostru copii de toate vârstele, de a avea în mijlocul nostru domn și doamne profesoare, care i-au ghidat în călătoria frumoasă a acestei săptămâni, a școlii de vară, în arta picturii, a desenului, atât pe sticlă, pe pânză, pe lemn și diferitele activități în care au fost ancorați cu toții pentru a se bucura de frumoasa vacanță și binemeritata vacanță, bineînțeles, așa cum am spus, în compania Sfinților, și a tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea sufletească și intelectuală a copiilor noștri. Cred că e a patra oară de când sunt aici în tabără la dumneavoastră, școala de vară, școala tabără de toamnă, și sunt bucuros că am fost invitat și anul acesta de cât părintele, și mulțumesc frumos și părintele Laurențiu, și astăzi încheiem săptămâna noastră de muncă, de creație, de pasiune, de dăruire care ați făcut-o dumneavoastră pentru, și mi-a părut bine când n-ați venit de acasă tras lucrările de la imprimante. Voi ați creat astăzi și ați simțit voi, cum ați văzut voi. Cred că de multe ori se spune în ochii minții și a spus pe pânză povești și povestiri și ați gândit dumneavoastră spontan. Și asta mi-a plăcut foarte mult la dumneavoastră și la doamne profesoare care au lucrat în continuare cu alte echipe, și sunt mândru că pot să în drum și să promovez arta noastră băcăoană. Este un efort foarte mare. Cineva zice, desenează. Nu.
a desena este un efort intelectual foarte greu. Pentru că nu copii o idee, trebuie să o spui tu. Și cum o spui? Deci trebuie să o spui în așa fel, ca privitorul să-i placă, să-ți spună gândurile voastre. Am văzut în aceste tablouri flori de câmp, am văzut străluciri. Toate desenele au reflectat lumină, au reflectat frumusețe, au reflectat culoare, ceea ce și toate sunt izvorâte dintr-un sentiment curat de copii, dintr-un sentiment nevinovat. Tablourile, v-am spus, că împrăștie lumină și asta înseamnă puritatea care o aveți voi în suflet, ați exprimat-o în aceste desene. La final a avut loc vernisajul expoziției cu lucrări realizate de copii și au fost acordate diplome participanților. Școala de vară a Universității Vasile Alexandri din Bacău, responsabilitate față de viitorul nostru la final. Vineri 21 iulie s-a încheiat Școala de vară, responsabilitate față de viitorul nostru, realizată la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, în cadrul proiectului Cercetarea din laboratoare către societate, dezvoltarea capacității de cercetare a Universității Vasile Alexandri din Bacău, prin valorificarea apartenenței la ecosistemul CDI din regiunea Nord-Est. Evenimentul organizat în colaborare cu Liga Studenților din cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău s-a bucurat de participarea unui grup mare de liceeni din Onești, Moinești, Adjud, Sascut, Piatra Neamț, Vaslui, Târgohna și Gura Humorului, care au experimentat cu acest prilej o săptămână de locuit în căminele studențești. Desigur, cei mai numeroși au fost elevii din Bacău, de la clasa a 8-a până la clasa a 12-a. Curiozitatea și dorința de a experimenta i-a adus pe elevi în cadrul unor laboratoare unde profesorii și invitații acestora au pregătit activități atractive care au acoperit toate domeniile în care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău oferă formare la nivel de licență, master și doctorat. Toate atelierele au fost apreciate în mod diferit, în acord cu interesele și pasiunile elevilor. Unii au fost atrași de aspectele specifice diferitelor domenii în funcție de area de interes, iar alții au apreciat activitățile de grup, ori evidențiarea rolului diversității și a conștientizării efectelor acțiunilor întreprinse asupra comunităților și mediului global. O parte dintre elevi au participat la o vizită la Aerostar, o altă activitate a fost derulată la Observatorul Astronomic Victor Anesin din Bacău, iar Biblioteca Universității a găzduit evenimentul Învățător la 95 de ani. Deși temperaturile ridicate au constituit o provocare, s-au desfășurat și activități sportive, iar serile au fost dedicate activităților recreative, discuțiilor și schimbului de experiență și de impresii dintre participanți. Firul roșu care a legat toate activitățile a fost atitudinea de a fi responsabil. Această abordare a fost gândită în acord cu aplicația Responsabilitate față de generațiile viitoare, propusă în cadrul apelului Erasmus Plus, inițiativa pentru universității europene din ianuarie 2020. La care Universitatea Vasile Alexandri din Bacău a colaborat în cadrul consorțiului împreună cu 6 universități partenere. Este vorba de universitate din Olanda, Austria, Germania, Spania, Finlanda și Belgia. Începând cu ediția din vara anului 2024, Școala de vară va avea porțile deschise și pentru studenții acestor universități partenere în cadrul consorțiului UP University. Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, le reamintește elevilor cu domiciliul pe raza comunei Gura Văii, care au definitivat examenul de evaluare națională, clasa 8-a și bacalaureat, indiferent de unitatea școlară unde au absolvit, că sunt invitați să depună dosarul, carte de identitate, diploma, adeverință de absolvire pentru obținerea stimulentului financiar la registratura primăriei Gura Văii până pe data de 1 august 2023. Reamintim faptul că elevul de clasa 8-a care a obținut cea mai mare medie la evaluarea națională primește pe lângă premiul în bani și un laptop de ultimă generație. Elevul de clasa a 12-a, care a obținut cea mai mare medie la bacalaureat, primește pe lângă premiul în bani și un laptop de ultimă generație. Acesta sau aceasta va avea posibilitatea de a intra în programul primar pentru o săptămână, în care va fi implicat activ în administrația publică locală. Clasa 8-a a unității școlare Gura Văii, Temelia sau Dumbrava, care a obținut cea mai mare medie la evaluarea națională, beneficiază de o plimbare împreună cu primarul și viceprimarul comunei la Muzeul de Științe ale Naturii Bacău, la Vivariu, la Cinema și la Food Court Mall Bacău. Conform regulamentului aprobat de Consiliul Local Gura Văii, media minimă pentru premiere este de 7. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 29 iulie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Duminică, 30 iulie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei va ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Luni, 31 iulie, cerul va fi parțial noros, sunt posibile pe alocuri să apară furtuni însoțite de fulgere, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.